Dacă sunteți muzicieni și vreți să vă încărcați muzica pe YouTube sau dacă aveți un podcast și vreți să-l încărcați pe YouTube, dar nu vreți să faceți și un videoclip, vreți doar să încărcați fișierul audio cu o copertă, dar acea copertă să fie puțin diferită, să fie puțin animată, o să vă arăt astăzi cum să faceți un audio spectrum în Adobe After Effects. Haideți să vă arăt ce este un audio spectrum, în cazul în care nu știți, este această mică animație care a apărut aici și se mișcă după frecvențele vocii mele. Înainte să mergem în Adobe After Effects și să vă arăt cum se creează acest audio spectrum, trebuie să aveți grafica făcută. Trebuie să faceți efectiv coperta în Adobe Photoshop sau în orice alt soft vreți voi să creați această copertă. Este important să vă gândiți înainte unde o să apară acest audio spectrum pe copertă și să faceți grafica în așa fel încât să se încadreze frumos. Eu am făcut o grafică foarte simplă pentru exemplul ăsta, am luat o fotografie realizată de iStalker, un fotograf și un prieten extraordinar, am pus logo-ul Gabriel V-Media peste, am desenat o linie pentru a încadra frumos acest audio spectrum și asta este toată grafica. Haideți să mergem în Adobe After Effects și să vă arăt cum se generează acest audio spectrum. După ce am deschis Adobe After Effects, trebuie să creăm o compoziție care să fie la rezoluția dorită, în cazul meu 1920x1080, adică Full HD, și să aibă dimensiunea fișierului audio, adică 34 de secunde în cazul meu. În continuare, trebuie să încărcăm în compoziție grafica, coperta pe care noi am ales-o pentru acest videoclip și fișierul audio, melodia noastră. După ce am încărcat coperta și fișierul audio, trebuie să mergem la compoziție și să creăm un New Solid Black. Mai departe, trebuie să mergem la Effects, Generate, Audio Spectrum. Și în momentul de față a apărut această linie pe ecran, care este de fapt audio spectrumul nostru. Acest audio spectrum funcționează după frecvențele melodiei noastre și trebuie să-i spunem care este acea melodie, trebuie să-i spunem care este track-ul după care el să funcționeze. În cazul ăsta selectăm audio spectrumul, iar în stânga sus la Audio Layer, trebuie să alegem fișierul nostru audio, în cazul meu audiotutorial.mp3. Dacă vom da un play acum, vom vedea că acest audio spectrum deja funcționează după frecvențele melodiei noastre. Dar avem în stânga multe setări pentru a schimba grafica și a schimba designul acestui audio spectrum. O să ascund puțin coperta pentru a vedea mai bine cum funcționează aceste setări. Avem Start Point, End Point, cu aceste setări putem regla dimensiunea și inclinația. Iar mai jos putem seta între ce frecvențe să lucreze el. În partea din stânga avem frecvențele joase, în partea din centru avem frecvențele medii și în dreapta frecvențele înalte. Poate uneori dorim să ne indice doar frecvențele joase, doar frecvențele medii sau doar frecvențele înalte, eu acum îl voi lăsa așa. Mai jos putem regla cât de dese să fie aceste liniuțe de pe audio spectrumul nostru. Bineînțeles, înălțimea lor. Putem seta cât de rapid sau cât de lent să fie în funcție de melodie. Putem seta grosimea lor sau cât de soft să fie. Bineînțeles, putem alege alte culori. Putem seta dacă acesta să arate într-un mod digital, cu linii analogice sau cu puncte analogice. Voi lăsa acum digital. Iar mai jos avem Side A și Side B. Dacă alegem Side A în B, el va arăta și în partea de sus și în partea de jos. Dacă alegem Side A, el va merge doar în partea de sus. Sau Side B doar în partea de jos. Toate setările astea țin de gustul fiecăruia și fiecare îl va aranja în așa fel încât să arate bine pe grafica pe care o are pentru copertă. Mai departe o să fac acest audio spectrum să ia forma acestei linii pe care eu am creat-o. Mergem la această peniță de sus și desenăm o mască sub forma acestei linii. În continuare trebuie să selectăm Black Solid-ul nostru, adică acest audio spectrum, iar în partea de sus, la Path, trebuie să selectăm să ia forma acestei măști, Mask 1. Imediat audio spectrumul a luat forma liniei pe care noi am desenat-o. Voi schimba puțin culoarea pentru că se potrivește mai bine alb pentru grafica asta. Și în momentul de față avem un audio spectrum care este aranjat cu linia pe care noi am desenat-o și care funcționează după frecvențele melodiei noastre. Mai departe pentru export mergem la Composition, Add to Render Queue, facem setările pe care le avem pentru export, dăm un nume compoziției și apăsăm Render. Și uite așa am obținut o copertă care arată foarte bine și este de efect pentru contentul nostru, pentru muzica noastră sau pentru podcastul nostru. Eu uneori folosesc tehnica asta și pentru story-urile pentru Instagram. Sper că v-am fost de ajutor, aștept să văd ce o să creați cu această tehnică. Știți voi, like, share, subscribe, ne revedem curând. Peace!